Rămânem ridicați în picioare, dragii mei, deschidem cu toții Sfânta Scriptură la Cartea 1 Corinteni, capitolul 11, citim de la versetul 17 la 22. Mă uit prin sală și vreau să știu că toți deschidem Biblie și urmărim în Sfânta Scriptură ca să putem învăța din Cartea Sfântă lucruri frumoase, urmărindu-le ne rămân întipărite în mintea noastră. Doamne ajută la aceasta! 1 Corinteni 11 cu versetul 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte eu cred, căci trebuie să fie și partid între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați dar în aceeași loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul este biat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Amin. Vă invit cu respect să-i ocupați locurile. Cântăm o cântare cu toți spre slava lui Dumnezeu, apoi ne pregătim să ascultăm al Domnului cuvânt. Dumnezeu să lase har în predicarea Evangheliei. Amin. Preamărit să fie numele lui Dumnezeu. Și binecuvântată să fie biserica Domnului întotdeauna, ori de câte ori suntem adunați în prezența Domnului. Mi-aș dori să înscrie în noi Dumnezeu un dor și o dragoste după a învăța cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea, mie nu mi-este greu să vă spun mereu aceleași lucruri, iar vouă vă iese de folos. Și uneori, din cauza unei insistențe supărătoare, începem să învățăm. Poate am să încep de acum în fiecare joi să persist mai tare spunându-vă fiecare să vină cu Biblia la biserică și doi să fim pregătiți ca să învățăm împreună, notând, învățând ceea ce cuvântul lui Dumnezeu are să ne învețe. Doamne ajută la aceasta! Zic și în această seară, cine e din Dumnezeu, ne ascultă. Dumnezeu să ne ajute! Dragii mei, cunosc un frate care a avut un accident destul de rău și în urma acestui accident a pierdut un picior. Interesant este că, în ciuda faptului că nu mai are piciorul, ci are doar o proteză acum în locul unde avea piciorul, se întâmplă uneori că spune familiei, mă mănâncă și mă gâdilă foarte rău degetele la picioare, de la piciorul care nu-l mai are. Și zice, atât de greu mi este că, cum să scarpin, că n-am ce scărpina, și problema este că aceea mâncărime nu pleacă. În creier a rămas înregistrat senzația aceea și din când în când apare. Ce atât de dificil este că nu ai ce să faci. Este dreptul chinuitor aceea senzație și n-ai cum o bloca, n-ai cum o lua de acolo, n-ai cum să o elimini. O durere și o situație foarte neplăcută. Cât de important este să ai mădulare în corp și să fie mădularele toate la locul lor în corp pe care Dumnezeu ni l-a dat. Ce binecuvântare să ai un corp întreg și să te poți bucura de faptul că Dumnezeu te-a binecuvântat, să ai și mâini și picioare și degete, lăudat să fie Domn pentru aceasta. Știți că Dumnezeu în Sfânta Scriptură asemuie Biserica lui Dumnezeu cu un trup care este alcătuit din mai multe mădulare? Ne spune tot în Cartea 1 Corinteni, capitolul 12, vom reveni asupra acestui text mai târziu când vom studia cu mai mare atenție, în versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. În momentul nașterii din nou, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne aduce la viață, care suflă viață în inima noastră, ne introduce în trupul lui Hristos, ne face una în trupul lui Hristos și de aceea ne spune Sfânta Scriptură că la nașterea din nou, cel care botează este Duhul lui Dumnezeu, botezatul este candidatul care este convertit acum, iar mediul în care este botezat omul este în trupul lui Hristos, intră în trupul lui Hristos. Noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur
trup. Și dacă suntem mai multe biserici locale pe alocuri în tot acest pământ, vreau să vă spun, dragii mei, că nu este decât o singură biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură, aceea este mireasa lui Iisus Hristos. Noi toți bisericile locale alcătuim această singură biserică slăvită a lui Dumnezeu și toți împreună suntem ceea ce Biblia numește trupul lui Iisus Hristos. Doamne, ajută la aceasta! Ei bine, cum în trupul nostru fizic ne bucurăm de fiecare mădular și nu cred că putem să spunem că este vreun mădular de care nu avem nevoie, până și banalii dinți de minte. Știți că și aia un rol, îți bun și aia. Mie mi s-a spus de ceva vreme încoace dentist că trebuie să-mi scot afară dinții de minte. Și mi-e frică. Aș vrea să mai rămân cu ei. De altă parte spune că trebuie, că acum nu mai crezi bine, că va cauza probleme mai târziu și poate într-o zi am să-mi fac curaj și mi-i scot afară. Până atunci parcă vreau să-mi găsesc că să ai mei. E bine, fiecare mădular în trupul nostru are valoare, are un scop, e important și ne bucurăm de el. Observați, dragii mei, că dacă noi nu vrem să pierdem un mădular, o unghie, un dege din corpul nostru, similar, în trupul lui Hristos va trebui să rămână o unitate desăvârșită. Ajută, Doamne, la aceasta! Mai mult, trupul lui Hristos are și cap. Și ne spune tot Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 5, că acest trup al lui Hristos, care este biserica, are un singur cap și acel cap este Domnul Iisus Hristos. Și ne spune Sfânta Scriptură vis-a-vis de această realitate deosebită în versetul 23, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, Mântuitorul trupului. Cel care își coordonează biserica, dă viață, dă sevă bisericii, este Domnul Iisus Hristos. După cum trupul acesta fără cap este mort și nu poate face absolut nimica, într-un moment de fericit de decapitare, trupul rămâne fără viață. Similar, trupul lui Hristos nu poate fără Hristos. Biserica are nevoie de Iisus Hristos. Și dacă de-a lungul timpului oamenii au inventat fel de fel de metode în care au spus ei că știu mai bine ca și Hristos cum să coordoneze biserica, eu spun în această seară clar și răspicat, Domnul Iisus Hristos este marele păstor al oilor. Și fără acest păstor nu se poate merge înainte. Noi suntem doar niște trimiși împuterniciți ai lui Hristos, dar cel care își coordonează biserica este Domnul Hristos, mărit să fie numele Domnului. Biserica este un trup. Trupul acesta are un cap și toți trebuie să rămânem ancorați în acest trup al lui Dumnezeu care este biserica. Probabil că puține lucruri cauzează Domnului întristare, precum cauzează momentul când copiii săi nu se înțeleg. Mădularele din trup se ceartă între ele. Probabil că puține lucruri cauzează întristare Domnului ca acest lucru. Gândiți-vă dumneavoastră ca și părinți în familie. Ai mai mult sau mai puțin copii după cum ți-a dat Dumnezeu și vezi că se ceartă între ei, îi vezi că strigă unul la altul, se înjosesc unul pe altul și ca părintele spui, măi oameni buni, nu-i voie, purtați-vă frumos, iubiți-vă unul pe altul, respectați-vă unul pe altul și îl vezi că unul nu vrea să ierte, nu vrea să treacă mai departe. Ca părinte ești așa de îndurerat, cum să vă fac? Păi voi sunteți frați. Sânge din același sânge, carne din aceeași carne, familia noastră, suntem una. Cum adică voi să nu vă iubiți între voi? Și un părinte suferă mult când vede că ai lui copii nu se înțeleg între ei. Noi toți suntem copiii lui Dumnezeu și prin Hristos am fost alcătuiți în acest trup al lui Hristos. Care din noi n-are loc în trupul lui Hristos? De care din noi ar trebui să ne dezicem ca să nu mai fie în trupul lui Hristos? Observați că Dumnezeu dorește această unitate desăvârșită să locuiască în biserică, acolo unde noi ne întâlnim și unde suntem împreună, alcătuind acest trup binecuvântat. Dacă nu avem această unitate, atunci se creează o mare întristare în fața lui Dumnezeu. Această stare de dispreț față de semenii care sunt pe lângă noi, creează o mare pacoste în viața bisericii și literalmente sfâșie biserica din interior. Apostolul Pavel ne explică aceasta în primele capitole din 1 Corinteni care este scrisă pentru noi. Ei bine, în biserica din Corint erau niște probleme vis-a-vis de discordie și neorânduială în manifestarea de închinare publică în biserică. Și dacă de la început Apostolul Pavel ia 4 capitole să ne explice ceea ce înseamnă problema discordii dintre noi și cum ar trebui rezolvată prin Evanghelie, acum mai târziu, după cum tratează câteva subiecte teologice, întrebări ale lor, se reîntoarce să explice problema
ordinii din viața publică a bisericii. Începe cu 1 Corinteni, capitolul 11, în care vorbeam duminică seara, nevoia de ordine la închinare, înțelegerea faptului că fiecare are un rol și un loc amplasat de Dumnezeu în biserică. Și Dumnezeu ne-a creat așa din creație și va trebui să rămânem în ceea ce vrea Dumnezeu, în aceea ordine a lui Dumnezeu. La închinare, bărbatul să nu-și acopere capul și la închinare, femeia să-și acopere capul cu un văl, dacă vreți, pe lângă părul care a fost dat natural, ca și o învelitoare, arătând natural că este nevoie de o diferențiere. Este o ordine lăsată de Dumnezeu în biserică. Mai mult, la capitolul cinei Domnului, erau probleme de neorânduială în viața bisericii din Corint și aceste probleme trebuiau să fie tratate. Ei nu înțelegeau scopul și binecuvântarea cinei Domnului. Aspectul orizontal, frații între ei, trupul lui Hristos, și aspectul vertical, relația între om și Dumnezeu. Nu uitați că această argumentație mâncă din 1 Corinteni, capitolul 10, când Apostolul Pavel ne spune, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos, pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos, observând că relația cu Hristos, sângele Domnului reprezintă acel mecanism prin care am fost spălați, iar pâinea aceea reprezentând pe noi care suntem mulți, adunați într-un singur trup al lui Hristos, reprezintă relația din biserică. Și la capitolul cinei Domnului erau probleme de neorânduială. Apostolul Pavel a trebuit să reglementeze cum ar trebui să ne tratăm unii pe alții și să respectăm relația cu Domnul la cina Domnului. Ca mai apoi să intre la un alt domeniu vis-a-vis de problema darurilor Duhului Sfânt. Era supradotată biserica din Corint. Mulți vorbeau în alte limbi, mulți chiar proroceau, aveau vedenii, dar era o neorânduială. În timpul închinării publice, unul începea să cânte, altul începea să prorocească, unul țipa în alte limbi și se făcea un haos în biserică. Și Apostolul Pavel va trebui să vină să învețe cum vor trebui practicate darurile Duhului Sfânt. Ca în miezul acestor pasaje frumoase, de la 11 până la 14 întâia Corinteni, să apară un capitol deosebit de frumos, capitolul 13, în care ni se spune că absolut tot ce se face în biserică va trebui să fie încununat cu dragoste. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Fără de dragoste, suntem nimic. Putem cânta frumos, putem proroci, putem scoatem duhuri afară, putem să fim cei mai elocvenți creștini. Dacă n-avem dragoste, zicea Pavel, suntem nimic. Egal cu zero. Îmi doresc din toată inima biserica din Kitchener să fie îmbrăcată cu dragoste din partea lui Dumnezeu. Nu uitați, dragostea lui Hristos a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Și dacă suntem biserică pentecostală, practicanți al harismelor Duhului Sfânt, cel mai mare semn că avem Duhul Sfânt, dragii mei, să fie dragostea aceea unii pentru alții. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ei bine, în capitolul acesta observăm o problemă vis-a-vis de cina Domnului. Și Pavel observă că în cadrul cinei Domnului, corintenii ne socoteau biserica și abuzau grav comunitatea. Am intrat mesajul în această seară, nepăsarea față de semeni. Nepăsarea față de cei din jurul nostru. Suntem în adunare, venim la părtășie, dar mie chiar nu-mi pasă de fratele care lângă mine. Știți că punem lista asta cu cauze deseori. Amintim mai multe nume. Mă întreb, câți dintre noi chiar simțim pentru cei care sunt amintiți? Sau devine doar așa o rutină că trebuie să amintim niște nume și Doamne, ai milă de ei. Oare cât simțim pentru cei care sunt în jurul nostru? Eu dacă mă lovesc la deget, mă doare parcă mi-aș fi tăiat mâna jos. E degetul meu și mă doare. Atâta sufră. Noi bărbații ne văicărim tare mult. Vai, m-am lovit. Se uite nevasta la mine, mă stai cu mine că nu mai te-ai lovit. Dar m-am lovit și mă doare, că e a meu, e trupul meu. Observați, dacă un deget mă doare și plâng tot trupul. Ei bine, oare cum este în trupul lui Hristos când un mădular suferă? N-ar trebui să sufere tot trupul împreună cu acel mădular? Ei, dacă n-avem dragoste, dacă avem nepăsare unii față de alții, apar probleme în biserică. Și la cina Domnului se vedea evident această problemă. Am vrea să înțelegem în această seară ce înseamnă să ai nepăsare față de frați și apoi să corectăm această problemă ca să nu fie așa ceva între noi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Reglementări necesare. O distinție importantă observăm în primul verset. Vă dau aceste învățături
Dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Acest verset eclipsează versetul 2 din capitolul 11. Vă laud în toate privințele că vă aduceți aminte de mine și țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Aici, în Cornilescu, ni se spune același cuvânt învățături, aici mai departe învățături, dar de fapt nu este același cuvânt. În versetul 2, când Pavel spune, vă laud în toate privințele, că vă aduceți aminte de învățăturile în tocmai cum vi le-am dat eu, cuvântul acesta de învățături este cuvântul paradosis, care înseamnă, dacă veți, tradiție sau ceva dat din mână în mână. Apostolul Pavel spune, când eram între voi, v-am dat niște sfaturi practice, vi le-am predat mai departe și voi vă aduceți aminte de acele rânduieli și ați rămas cu ele, vă laud pentru aceasta, spune Pavel. Și aici, de bună oară, vorbea despre aspectul acesta, că este o rânduială în biserică. Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia și la închinare va trebui să fim atenți cum ne prezentăm în veșmântul nostru în casa Domnului. Pavel spune, mă bucur că v-am amintit de mine, păstrați acea tradiție dată din mână în mână, dar mai sunt încă lucruri de reparat. Dar acum când ajunge la cina Domnului, Pavel schimbă macazul și spune astfel, vă dau aceste învățături, dar nu mai sunt acum tradiții din versetul 2, ci aici cuvântul învățării este paranghelo, care înseamnă un mesaj transmis cu autoritate, o poruncă sau o cerere solemnă. Adică Pavel spune, vă dau aceste porunci acum, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Când ajungem la capitolul acesta de neorânduială între frați la cina Domnului, Pavel acum îmbracă haina apostolică și spune, acum vă poruncesc. V-am lăudat, v-am încântat, am căutat să vă sfătuiesc, dar acum vă poruncesc concret și ce vă spun va trebui neapărat să luați aminte. Când este vorba de unitatea bisericii, dragii mei, Pavel nu mai dă sfaturi, acum Pavel poruncește. Trebuie să fie ordine, rânduială și unitate în trupul lui Iisus Hristos. N-avem voie să sfâșiem trupul lui Hristos. Totodată observați scopul venirii la adunare. Ne adunăm împreună cu intenția să ne facem mai buni. Expresia originală înseamnă să devii mai excelent, mai pregătit, mai valoros. Asta înseamnă să devii mai bun. Pavel spune, când veniți la adunare împreună, ar trebui să creșteți. Este o ascendență continuă pe cale de credință. Și ori de câte ori venim în casa Domnului, scopul nostru îi să ne zidim unii pe alții, să ne întărim unii pe alții, plecând de aici, să fim mai tari decât atunci când am venit. Poate vin întristat, am avut o săptămână mai grea, m-am luptat cu fel de gânduri, dar venind în adunare, aud o cântare care vorbește inimii mele. Venind în adunare, aud o prorocie prin Duhul Sfânt, aud un cuvânt de predică, la rugăciune, aud un frate care se roagă cu mare putere înaintea Domnului și inima mea e zidită. Eu plec acasă mai bun, mai excelent, mai tare decât atunci când am venit. Doamne, ajută la aceasta! Ori de câte ori venim la adunare, așa ar trebui să plecăm acasă. Dar se prea poate că ne adunăm împreună și în loc să ne facem mai buni, zice Pavel, ne facem mai răi, expresie ne facem mai slabi, mai bolnavi. Și se prea poate întâmpla că vii la adunare și în loc să pleci acasă cercetat, zidit, ridicat sufletește, pleci acasă parcă mai obosit, mai însovit și mai slab în credință. De ce? Din cauza celor care sunt în jurul tău. Și aici revine cerința, chemarea, ca biserica să aibă grijă la ceea ce înseamnă unitatea din adunare. Și vom reveni să explicăm practic ce înseamnă aceasta. Când venim la casa Domnului, scopul e să creștem spiritual, să fim împărtășie cu Domnul și cu frații și plecând de aici să fim mai întăriți. Doamne, ajută la aceasta! Ei bine, ne spune acum informația vis-a-vis de problema aceasta, de unde vine lupta între ei. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări, și în parte o cred, spune Apostolul Pavel. Cuvântul acesta de dezbinări îl găsim mai devreme în capitolul 1 cu versetul 10, când Pavel ne vorbește despre ceea ce înseamnă niște schisme. Cuvântul înseamnă ca și cum ai lua o haină și ai rupi-o în două. Asta înseamnă dezbinări. Voi veniți la adunare, sunteți un trup atot unitar, alcătuiți în Hristos, botezați de un singur Duh în Hristos, umpluți de Duhul Sfânt și totuși voi căutați să rupeți
trupul lui Hristos. Asta e o mare pagubă, spune Pavel. Între voi sunt schisme, sunt dezbinări și în parte o cred, spune apostolul Pavel. Îmi place această expresie, un lucru bun de învățat aici. Nu uitați că Pavel află despre niște probleme din biserică de la Ecloiei. Niște frați care au venit să-i spună lui Pavel, biserica care tu ai ajutat-o să se înființeze, acum are mari probleme, între noi sunt certuri, sunt dezbinări. Și Pavel ia aminte de aceasta. Dar observați expresia lui Pavel. Și în parte, eu cred aceasta. Știa despre Corinteni niște lucruri, își dăduse seama că aveau probleme, acest zvon care vine dă conotație că sunt probleme, dar totuși Pavel spune, eu vreau să vin să mă asigur. În parte cred ce se întâmplă, nu 100% sigur, dar în parte cred că așa este la voi. Asta mie îmi spune și ce, dragii mei, atunci când auzi ceva, asigură-te că ce ai auzit este adevărat. Atâți oameni propagă fel de fel de informații care le auzi și ei reciclate de la alții, fără să verifice. Băi, auzi că în biserica cu tare sunt bata acest lucru. Dar de unde știi? Păi azi am aflat și eu. De la cine? Nu știu, era pe WhatsApp, circulat de la alții. Dar ai sunat în biserica cu tare? Ai sunat la cineva? Nu. Dar de unde știi? Mă, nu știu. Sincer, n-am verificat. Dar știri de ultimă oră. Și ne place să propagăm lucruri care nu le cunoaștem, să le dăm la alții, ca mai apoi să aflăm, bă, nu era așa. Da, să mă ierte Dumnezeu că am spus o greșeală. Asta este o mare problemă. La un moment dat, într-o adunare, un frate vizitase altă țară și vorbea despre un alt frate din biserică că sunt niște probleme grave în familia aceea, situații foarte complicate. Au auzit frații, a ajuns vol înapoi acasă, a început un mare scandal, nici pe departe nu era situația cum s-a propagat. Dar la un moment de slăbiciune, omul a spus niște neadevăruri, apoi a spus că îi pare rău, o greșit, nu știa că nu era așa. Acum mai adună apoi, dacă poți, cuvintele care l-ai spus. Cineva dă un exemplu foarte practic vis-a-vis de aceste cuvinte care sunt nepotrivite. E ca și cum ai lua o perină, ai sparge-o și toate penele merg peste tot. Acum adu-te înapoi și adună toate penele. Mai poți? Păi nu, păi le ia vântul, le suflă. Așa e cu vorbele rele. Ai spus un cuvânt, îl ia vântul, duce mai departe, încă îl umflă, îl face mai mare și acum du-te și ia de la fiecare de unde ai spus ceea ce ai zis greșit despre alți frați. Mai poți? Nu se mai poate. Doamne, iartă-ne de aceasta. Amin, amin. Pentru că apostolul Pavel spune, aud că între voi sunt dezbinări. În parte eu cred. Vreau să mă asigur, dar în parte cred. Pentru că știa cu cine ar de-a face. De unde apăreau acele dezbinări? Nu uitați că deja am studiat în 1 Corinteni exact capitolul acesta și aspectul acesta. Versetul 10. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți un chip desăvârșit, un gând și o simțire. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Ecloiei, că între voi sunt certuri. Vreau să spun și acum, primul lucru, fiecare din voi zice că eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo și eu sunt al lui Chifa. Spuneam atunci, ăsta este cultul personalității. Mie îmi place de fratele Cutare, de fratele Cutare, ăla predică mai frumos, ăsta are un stil de povestitor, ăsta e mai teolog, ăsta e mai atent. Mie de ăla îmi place, de ăsta nu vreau să-l ascult. Ei, asta înseamnă că ne aduci cultul personalității și spui, frate, dacă nu predici tu, eu nici nu vin la biserică. Dar ce are Dumnezeu să ne dea rău în adunare, frații mei? N-are Dumnezeu bun să ne dea la fiecare? Prin orice mădular în parte, Dumnezeu dă har. Rugăciunea unui frate, a unei surori, o prorocie, o cântare, cât de slabă a fi ea, Dumnezeu zidește că vorbește despre Dumnezeu. Și dacă vine un frate aici în față, spune, fraților, mărit să fie Domnul, slavă Domnului, Domnul e bun, El ne iubește, amin, se pune jos. Na, ce predică a fost asta? Nu a fost o predică cine știe ce, dar ce a zis? L-o preamă pe Dumnezeu, l-o lăuda pe Dumnezeu, o zis rău, măriți să fie Domnul că o zis foarte bine. Ei, dragii mei, fiecare în parte de ceva, cultul personalității rupe biserica. Eu sunt numai cu fratele Cutare, eu sunt cu fratele Cutare și asta face mare daună Bisericii lui Hristos. A doua problemă, mai ziceam atunci, că este cultul neprihănirii personale. Alții spuneau, eu salut Hristos. Uniți așa de super sfinți, încât pe ei nimeni nu-i mulțumește. Dacă predică Pavel, Pavel se încurcă în cuvinte. Dacă vine Chifa, ăsta e prea legalist. Dacă vine Apollo, ăsta e prea teolog. Eu sunt numai lui Hristos. Și are câte una
așa niște încredințări că nimeni nu-l satisface. Toți în biserică sunt răi, toți o să meargă în iad, nimeni nu-i pocăit îndeajuns, nimeni nu-i cum trebuie în biserica asta, toți sunt nepocăiți. Că el are cultul neprihănirii personale. Și Pavel spune, astfel de mentalități rup biserica lui Hristos. E adevărat că fiecare avem dreptul să avem încredințările noastre, dar încredințarea care o ai, păstrează-o pentru tine. Dacă tu nu vrei să mânci carne, nu vrei să mânci porc, nu vrei să bei cafea, nu vrei să porți verghetă, țin-o pentru tine, dragul meu, și laudă-l pe Domnul încolo. Iubește biserica lui Iisus Hristos. Iubește biserica lui Iisus Hristos. Am zis greșit? Sau e drept după Biblie, dragii mei? Să apărăm unitatea bisericii. Doamne, ajută la aceasta. În ultimul rând, mai era o problemă. Unii se afiliau și își derivau identitatea după alții. Pavel spune, mă bucur că n-am botezat pe mulți din noi. Că Pavel spune, măi, cine v-a botezat pe voi? Pavel v-a botezat. În numele lui ați fost voi mântuiți. Nu Hristos a murit pentru voi. O, pentru mine s-a rugat fratele cu tare, lăsarea Sfântul lui Dumnezeu. Așa ne place uneori să ne lăudăm. Eu am fost, eu am dres, eu am făcut. Unde mai rămâne loc să-și ia Dumnezeu slava de la noi? Mare problemă. Ziceau frații spre fratele Vorobeț, un om care îl putem considera că a devenit un sfânt al lui Dumnezeu, a suferit mult pentru credință. La o singură bătaie i-au rupt toți dinții din gură. Și Dumnezeu pe loc l-a vindecat și pe gingie mânca ca și cum avea dinți. Minune mare. A ajuns în Siberia să lucreze muncă silnică. Și Dumnezeu în mijlocul Siberiei, când pe o rază de 300 de kilometri, nu era nici măcar un sat în jur. El se roagă și spune, Doamne, Tu ai spus că ești Dumnezeu pământului și al cerului. N-ai și pâine pentru mine, copilul Tău? Și apare un bătrân și spune, auzi, Tu ai cerut pâine de la tata? Și spune, da. Și bătrânul deschide haina, scoate o pâine care era înfierbântată. Zice el, am tăiat pâine, am dat la fiecare și din ziua aceea n-am mai avut senzație de foame. Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit pe omul acesta. Lucrări, semne și minuni. Când era mai tânăr, l-au legat de un copac să-și bată joc cu oamenii și îl scuipau pe el că e pocăit. Și atunci când a murit, zicea la frați în felul acesta înainte să moară, eu mă duc la Domnul, la mormântarea mea, nu care cumva să numiți numele lui Vorobeț. Vorbiți numai de Iisus Hristos Domnul. Să nu cumva să menționați numele meu. Dragii mei, atât ne place să ne lăudăm, că eu am fost, că eu am dres, că eu am făcut. Unde mai rămâne loc să fie preamărit Dumnezeu? Că dacă am făcut ceva, noi suntem robi netrebnici, mare-i Dumnezeu care lucrează. Și Apostolul Pavel spune că ce mai rupe biserica sunt acele lucruri când noi vrem să ne atribuim nouă slava lui Dumnezeu. Și unul spune, păi eu sunt din partida locutare, că ăla m-a botezat, ăla m-a uns cu un de lemn, ăla s-a rugat pentru mine, prin ăla am primit Duhul Sfânt. Nu uitați, toate vin de la Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Aceste lucruri dezbină biserica și Pavel spune, aud că între voi sunt schisme, dezbinări, în parte o cred. Acum o expresie foarte interesantă, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. De ce să fie partide? Pavel spune că exact ce ziceam noi românii, cine se aseamănă, se adună. La un moment dat, unii care vin cu fel de fel de gândiri separate, se vor separa de frați. Și asta ne arată cine e cu adevărat al lui Dumnezeu și cine n-are de-a face cu Dumnezeu. Cuvântul folosit aici pentru cuvântul partidă, de fapt este grecescul care derivă pentru noi erezie, adică o sectă religioasă, unii care au numai ei gândurile lor. Pavel spune, se întâmplă că între voi sunt și secte din alea mai speciale, tocmai ca să se vadă cine sunt cu adevărat al lui Hristos și cine sunt ăștia care au mentalități mai bune. Numai noi știm adevărul. Nu uitați, dragii mei, să nu trecem peste ce este scris. Trăim o vreme când oamenii au ajuns așa de sătul de cuvântul lui Dumnezeu că vor să audă totdeauna ceva mai nou. Ai auzit predicatorul cu tare, l-am auzit pe internet. Băi, ăla are predici de ce lucru științific, o fantastice spune omul ăla. Dar dacă ai spus de pocăință, de îmbrăcăminte decentă, de o trăire neprihănită, de a ne iubi unii pe alții. A, pasile mai tot auzit. Dragii mei, să nu trecem peste ce este scris și să rămânem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Acele partide dovedesc cine sunt a Domnului și cine nu sunt a Domnului. Apostolul Ioan spunea, unii dintre noi ne-au părăsit și au plecat. S-au dus ca să se vadă că nici măcar nu erau dintre ai noștri. Că de erau de ai noștri, rămâneau cu noi. Și când cineva se separă de biserică, că nu-i place învățătura, că nu-i place Biblia, să știți, asta înseamnă o erezie care duce pe oameni departe
de Dumnezeu. Dar acum apare problema principală vis-a-vis de cina Domnului. Unde se manifestau aceste mentalități? Versetul 20. Când vă adunați dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. De fapt, originalul spune așa: când vă adunați împreună, nu cina Domnului mâncați. Pentru că, de fapt, ce făceau ei era un fel de batjocoră la adresa lui Dumnezeu. Din vremea aceea, ni se spune istoric că biserica se întâlnea în anumite case. Unii care aveau mai mulți bani, aveau o casă mai bună, un loc un pic mai mare și se întâlneau frați împreună. Când era un moment mai potrivit, se întâlneau acum toți la unul care avea o casă mai mare. Și așa era o întâlnire de adunare. Când avea biserici cum avem noi în ziua de astăzi, de-abia începea să crească biserica. Încă nu construise imperiile mari care le-am construit noi în ziua de azi. Ei bine, când se întâlneau în aceste case, ne spune datele arheologice că o casă din zona aceea romană avea o primă cameră, cum zice noi, un dining room, unde puteau sta undeva la maxim 12 persoane. Mai era o curte de afară în care puteau sta undeva în jur de 30-50 de persoane. Și atunci ce se întâmpla când veneau ei la oaltă? Era acel aspect al masei de dragoste care se întâmpla în contextul bisericesc. Nu uitați că Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, stătea la masă cu ucenicii săi, a mâncat masa pascară. La un moment dat, în timpul acelei părtășii, ia o pâine, o binecuvântă, o frânge, le-o dă zicând: acesta este trupul meu, ia un pahar, îl binecuvântă, îl împarte, spunând: acesta este sângele meu. Și instituie cina cea de taină, cina Domnului. De fapt, cina Domnului apare singura dată în Noul Testament aici, în 1 Corinteni, capitolul 11. Pavel spune: sunt mesele noastre de dragoste, dar este un act solemn numit cina lui Dumnezeu. Aparține Domnului. Și Pavel spune: voi când vă adunați dar în același loc, voi de fapt nu mâncați cina Domnului, voi faceți altceva. Ce se întâmpla? Fiecare, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este biat. Se adunau împreună la casa unuia care era mai bogat și acum cei care erau prieteni bogați între ei veneau mai devreme că puteau. Ăia care erau sclavi din biserică, erau mai săraci, rămâneau la treburile casei, veneau un pic mai târziu, dădeau de mâncare la animale, făceau curat și după aia veneau și ei la locul de întâlnire. Ei, ăștia care erau bogați, vedeau fiecare cu friptura lui, cu mâncarea lui și intrau în camera aceea de oaspeți specială. Ei, un grup select, și mâncau împreună, se veseliau. La un moment dat veneau și sclavii săraci. Ăștia unde să stea? Păi stea afară, în curte, că ei n-au loc aici împreună cu noi. Și stătea în picioare sclavul, se uita la stăpânii care mâncau și sclavul nu avea de unde duce mâncare, venea stăpânul cu mâncarea. Și la masa de dragoste a bisericii, locul în care nu trebuia făcut diferență, se făceau diferențe. Ăia care aveau, se bucurau. Ăia care erau săraci, stăteau și poate chiar nu mâncau nimic. Și aici Pavel spunea: voi vă bateți joc de biserica lui Dumnezeu. Nu uitați, în contextul bisericii, noi ar trebui să începem să trăim împărăția lui Dumnezeu încă de aici, în prezența Duhului Sfânt, în lucrarea lui Dumnezeu, în ceea ce înseamnă unitatea noastră. Doamne, ajută la aceasta, că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Când vom ajunge acolo, la Dumnezeu, acolo nu vor mai fi clase sociale. Acolo suntem mântuiți lui Dumnezeu. Nu mai sunt bogați, săraci, nu mai sunt îmbărbați, femei, atunci vom fi ca El, spune Sfânta Scriptură. Până atunci, noi încă suntem aici. Și unii suntem mai bogați, alții suntem mai săraci, unii mai competenți, alții poate nu așa de învățați, fiecare suntem diferiți. Când venim în adunare, toate acele diferențe dispar. Aici nu este unul școlat, unul cu doctorat, unul care e deștept, unul care e bogat, unul care e sărac. Aici noi suntem copiii lui Dumnezeu. Eu sunt copilul lui Dumnezeu, tu ești copilul lui Dumnezeu și între mine și tine nu e nicio diferență. De-aia la spălarea picioarelor nu ne spălăm cu prietenii, cu oricare din frați în prezenți. Eu vreau să spăl pe oricare îl prind, că între noi nu-i nicio diferență. Hristos ne-a mântuit, mărit să fie numele. Asta înseamnă să trăiești în biserica lui Dumnezeu. Ei veneau la biserică și mențineau clasele sociale. Bogații stăteau împreună, săracii stăteau deoparte. Și Iacov spune aceasta:
Când intră unul bogat între voi, tu îi spui, șez acolo pe locul acela bun. Dacă nu intră unul sărac, îi spui, stai acolo la picioarele mele, stai jos. Tu ești sărac, tu nu meriți scaun în biserică. Ei, dragii mei, Biblia spune, în adunare, așa ceva nu-i voie. Și ei veneau să mânce cina Domnului. În timpul acelei părtășii de masă comună, la un moment dat se sărbătorea actul propriu zis al cinei Domnului. Ei bine, ce se întâmplă? Nu puteau face asta, că unii deja erau așa de sătui că nu mai vreau să mănânce, alții se și îmbătaseră și alții nici măcar nu apucaseră să mănânce. Și Pavel spune, voi când veniți la un loc adunați în aceeași casă, nu cina Domnului mâncați, voi vă bateți joc de cina Domnului. Și Pavel spune, ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic, să vă laud? În privința aceasta, nu vă laud. Observați două elemente. Disprețuiți biserica lui Dumnezeu, reduceți la zero, faceți de nimic biserica. Eu intru așa cu un aer de superioritate, arogant, cu mine în buzunar. Eu-s bogat. Eu am venit cu sclavul după mine care vine așa cu un steak mare, că am venit să stau la masă de dragoste. Mă pun la masă, el mă pune să mă servească și eu mănânc așa liniștit și mă uit la alții. Bine că eu-s bogat și ei nu-s. Disprețuiești biserica, îi faci de nimic. Și când între noi ne permitem să-i vedem pe frați mai slabi, asta se întâmplă între noi. Sau mai mult, sau vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic. Adică vreți să-i blasfiemați vehement, spune originalul, pe cei ce n-au nimica. Te uiți că e sărac, te uiți că n-are și spui, dacă era deștept, era și el bogat. Dacă știa cum să-și chivernisească familia, putea să aibă bani. Dacă n-avea așa de mulți copii, poate avea mai mulți bani ca și mine. Și tu îți bagi joc de el și îl faci de rușine, îl blasfemiezi vehement. Și Pavel spune, nu cina Domnului mâncați, voi vă bateți joc de cina Domnului. Încă Pavel apoi reglementează ce ar însemna să separăm masa de dragoste de cina Domnului. Și el asta face în următoarele versete care le vom studia în joia viitoare. Ne spune în versetul 24. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o pâinea, așa zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Auziți acum, tot astfel când? După cină a luat paharul și a zis, tot astfel ca și pâinea, după cină a luat pâinea, a luat paharul, a binecuvântat și le-a dat. Adică, au mâncat masa pascară, a fost momentul comuniunii lor, după care când s-a încheiat cu masa, atunci Domnul a instituit cina Domnului. Zice Apostolul Pavel, nu-i rău să faceți o masă dragoste, faceți, bucurați-vă împreună, veniți la părtășie, dar nu uitați, cina Domnului este un act sfânt și va trebui tratat ca atare. Dar ca să puteți să mâncați cina Domnului, mai devreme va trebui voi să aveți o stare bună unii cu ceilalți. Și așa ne place, dragii mei, uneori să ne judecăm unii pe alții. Sunt persoane care au câte un copil bolnav, un soț bolnav, o soție bolnavă și îi întreb, de ce nu spui să ne rugăm cu biserica? Aș vrea, frate. Dar mi-e frică că mă vor judeca frații. Vor spune că așa merit, că mă bate Dumnezeu, că așa, că așa, că așa. Mi-e frică. Mai bine tac eu în tăcere și înduc suferința mea. E drept așa ceva? Sunt oameni care vor să vină la biserică și spun, am avut un moment mai dificil, am avut o cădere. Simt că toți se uită la mine. Ba încă unul spune, băi, tu vii aici, tu n-ai ce căuta între sfinți. Așa se face în biserica lui Dumnezeu? Sunt oameni care ar vrea să vină la părtășie și se simt lezați de alții, că ei nu se văd în aceeași măsură ca cei care vor să dovedească că-s bogați în haine, în ceea ce au, în felul cum se comportă. E normal așa ceva în biserica lui Dumnezeu? Un mare comentator al Bibliei, un om deosebit, spunea că era tânăr, asta este cu mulți, mulți, mulți ani în urmă. Și era la o întâlnire de școală duminicală, era un eveniment. Și liderii de acolo au făcut o întâlnire specială și un joc pentru copii. Au adus niște ouă de acasă și ziceau să facă un joc. Aruncă fiecare, pasează ouă de la unul la altul. În timp ce pasează, se distanțează tot mai tare și devine destul de chicios când vezi că o aruncă ouă și dă în el, de fapt, și râd toți copiii. Doi copilași, dintr-o familie săracă, stăteau deoparte și se uitau. Și s-au apropiat de cel care coordona și spune așa, dacă mai rămân cumva ouă după ce este gata jocul, ne dați voi să luăm noi acasă? Noi nu avem ouă acasă. A înțeles persoana repede, a oprit jocul, le-a dat premiile mai devreme și a spus, toate ouăle le luați voi acasă. Nu-i normal
când alții n-au ce mânca, noi să ne batem joc. Nu-i normal, când alții sunt în suferință, noi să intrăm cu tabelul de judecăți. Sigur că din data aceea, de aia-i dă Dumnezeu acum, las că merită. Nu-i normal, că de a fi noi în suferință, vai cât ne-am dori să postească frații pentru noi, să se roage pentru noi, să simtă cu durerea noastră împreună. Dragii mei, am să vă spun această o realizare care am avut-o de o vreme încoace și observ tot mai mult. Noi care suntem mai conservatori ca și biserici, noi ne ferim de păcat, fer Doamne, și bine, slavă Domnului, noi nu avem voie să mergem nici acolo, nici acolo, nici nu mâncăm, nici nu jucăm, nici nu închidem ochii, noi suntem foarte atenți și îl preamărim pe Dumnezeu. Doamne, ajută să rămânem sfinți, e bine asta. Dar noi cădem deseori la capitolul păcatelor de duh. Ne uităm la frați, ne judecăm între noi. Ne uităm la frați, ne clevetim între noi. Ne uităm la frați, ne vorbim de rău între noi. Și apoi ne măgulim că dacă noi n-am mers la mare sau cine știe unde, noi suntem sfinții Domnului. Domnul Hristos spunea, pe acestea nu le faceți nelăsate, faceți-le, dar și pe astea la împliniți-le. Hai să trăim sfinți înaintea Domnului, dar să fim sfinți în toată purtarea noastră. Doamne, ajută la aceasta! Biblia ne spune așa de concret și de clar, nu vă mai vorbiți de rău între voi, nu vă mușcați între voi, nu vă vorbiți între voi. Dragii mei, vă spun practic, am ajuns în țara aceasta niște străini imigranți. Nici măcar cei mai mulți din generația mai veche, nici măcar nu vorbim bine limba aceasta, nu știm cultura foarte bine, nu ne înțelegem foarte bine, ne uităm la ce fac ăștia și dăm coate la alții, mă, ce-o zis ca să înțeleg și eu, vor să ne ia casă, ne mai lasă casă, ne mai dau afară, ne dau înăuntru, cum facem cu ei? Suntem niște oameni simpli și zicem noi oarecum lăsați așa într-o lume străină. Pe cine avem, dacă nu unii pe alții, care suntem trupul lui Iisus Hristos, Biserica lui Dumnezeu? Doamne, lasă dragoste între frați! Doamne, lasă dragoste în surori! Dar să nu iubim cu buzele, zicea Apostolul Ioan, să iubim cu fapta, cu inima, să avem aceea capacitate să iubim pe frați. Când venim la cina Domnului, dragii mei, asta mărturisim, că noi suntem frați în Iisus Hristos, membri ai aceluiași trup. Cunosc un caz groaznic, că la cina Domnului un frate, privind prin sală cu bucățica de pâine în mână, când s-o bage în gură, a băgat-o în gură și vede pe un alt frate care a luat cina și avea el o supărare pe el, a ieșit afară și a scuipat afară pâinea din gură, zicând, cum să ia el pâinea împreună cu fratele ăla? E normal așa ceva? Între voi sunt dezbinări, între voi sunt partide, să vă laud? Nu vă laud, spune Pavel. Aveți voi darurile Duhului Sfânt, prorociți pe rupte, predică la voi ca nimeni altul. Vă măguliți ca lui Pavel, al lui Apollo, al lui Chifa, sfinții Domnului au fost la voi. Astea nu vă scuză, pocăiți-vă, oameni, spune Apostolul Pavel. Trăiți în dragoste și în unitate, onorați pe Dumnezeu care se prezintă la masa Lui și vrea să vadă uniți ca frați. Noi care suntem mulți, luăm din aceeași pâine, arătând că suntem membri și mădulare ale aceluiași trup. Spuneam și altă dată, mai spun și în această seară, de care din noi n-avem nevoie? Eu mă uit la dumneavoastră și vă iubesc în Domnul Hristos. Mă doare pentru fiecare familie care a decis să se mute în alt loc, în America, în altă zonă, nu-i blamăm, am înțeles, au decis dumnealor, dar mă doare. Parcă simt un gol, că au plecat, erau ai noștri, îi consider ca ai noștri, mi dor de ei, sunt în trupul lui Hristos. De care din noi n-avem nevoie? De care din noi nu ne vrem? Spunea un frate la Montreal, băi, fraților, să vă iubiți unii pe alții. Când veți ajunge în cer, Dumnezeu va da să stați lângă un țigan. Era frate țigan, păstorul bisericii de acolo. Dacă Dumnezeu te pune în cer tocmai lângă ăla care aici nu ți-a plăcut de el, ce te face? Ai zice să mă dea Domnul din cer, să plec mai încolo, să-mi dea altă casă, să-mi dea alt loc? Dumnezeu vrea să ne iubim unii pe alții. Și vreau să vă spun că în cer ajung ăia care se iubesc unii pe alții. Când vă adunați la oaltă, vă faceți mai răi și nu vă faceți mai buni. Când vii la biserică și te judecă frații și te iau în coarne și te fac în toate formele, pleci acasă mai slab, mai obosit, mai bătut, mai slăbit. Când vii la biserică și vezi că frații spun, mă bucur să te văd, cum ești? Am auzit că e o problemă la voi în familie. Când om o zi de post, mă rog împreună cu tine, vreau cu familia să mă postesc, Domnul să vă dea biruință, hai să trimite un bilet de o cauză, să ne rugăm cu biserica, Domnul să lucreze El. Când vii și așa, pleci acasă zidit, întărit, mai tare, mai bun, mai excelent, Domnul să ne ajute la aceasta. Și dacă îmi doresc ceva, dragii mei, în biserica din Kitchener, să trăim așa cum îi place lui Dumnezeu, să ne adunăm la oaltă, să ne facem mai buni și Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Amin.